cura de 10 zile, cu de face minuni pentru sănătate, cura de 10 zile, cu leur de face minuni pentru sănătate. Această cură este un panaceu pentru întregul aparat cardiovascular. Frunzele de leur dau darul de a curăța sângele, stomacul și ficatul și îi poate ajuta și pe cei care vor să se lase de fumat. În plus de asta, efectele miraculoase ale plantei contracarează efectele dăunătoare ale nicotinei și gutronului din țigări, fiind considerată un mijloc de protecție pentru fumători. În urma unor studii, s-a constatat că substanțele active din leuri dau afect de relansare a activității endocrine, previn sclerozarea vaselor de sânge și favorizează circulația cerebrală. O cură tratament cu leurdă durează 10 zile pentru prevenirea afecțiunilor cardiovasculare și minim 30 de zile pentru bolnavii cardiaci cronici. Pentru a obține suc de leurdă, se taie foarte fin o mână de frunze proaspete, se lasă la macerat într-un vas de sticlă, împreună cu un pahar de apă caldă, timp de 4 ore. După aceea, se filtrează prin tifon. Se obține ceva mai mult de un pahar de suc. Această doză va fi consumată pe stomacul gol, imediat după preparare, o dată pe zi. Indicații terapeutice trombozele, tromboflebita și flăbita sunt imediat eliminate cu ajutorul acestei plante, care are efecte antiinflamatoare vasculare, antiagregante plachetare și fluidifiante sanguine sunt puternic combătute și hipertensiunea, ischemia cardiacă și ateroscleroza, întrucât leurda conține adenozină, o substanță care, conform studiilor recente din Germania, are rol esențial în reducerea colesterolului, în scăderea tensiunii arteriale și în împiedicarea formării trombelor. Pe termen lung, leurda este adjuvantul ideal și pentru aritmia cardiacă sau tahicardia dacă este administrată în cure de câte două, trei luni clorofila din frunzele de leurdă, precum și alte substanțe similare cu cele conținute de usturoi, au puternice efecte antioxidante. Efectele curei cu leurdă studii făcute în Austria și Germania au pus în evidență efectele excepționale ale acestei plante pentru împiedicarea formării cheagurilor de sânge, pentru anihilarea radicalilor liberi din sânge, reglarea tensiunii arteriale și menținerea elasticității vaselor de sânge are efecte regulatoare dovedite asupra ritmului cardiac și este și un tonic bun pentru mușchiul inimii, fiind considerat de către comunitatea științifică una dintre cele mai bune plante din lume pentru afecțiunile cardiovasculare. Leurda posedă puternice efecte fluidifiante sanguine, ajutând la vindecarea trombozelor și tromboflebitei, previne accidentele vasculare și ajută la recuperarea în caz de accident vascular este bogată în adenozină, o substanță care are un rol important în reducerea colesterolului, în împiedicarea formării trombilor și în scăderea tensiunii arteriale. Consumul, pe termen lung, este ajutorul ideal în tratarea bolilor cardiace, întrucât substanțele active conținute de această plantă au efecte vasodilatatoare, ajutând la menținerea în limită normale a presiunii sanguine. De asemenea, consumul de leurdă este recomandat celor suferinți de reumatism. Ajută la îmbunătățirea memoriei, ameliorează tusea și insomnia, stopează diareea, vindecă colicile și balonările, are capacitatea de a grăbi vindecarea rănilor, ajută în lupta cu exemele și tratează și guturaiul. Datorită efectului antiseptic și depurativ, este recomandată și celor care suferă de viermi intestinali. Curele cu leurdă sunt recomandate în hematurie, pierderea de sânge prin urină, în cazul tusei sau bronșitei, se prepară un amestec expectorant din două părți de sud de leurdă, o parte sud de ridiche neagră și două părți de miere se iau câte două linguri, de două, trei ori pe zi, persoanelor care vor să elimine toxinele din organism, li se recomandă o cură de o lună de zile, în perioada de primăvară, atunci când leurda poate fi găsită în păduri, este indicat consumul de frunze proaspete în salate pentru efecte bactericide, antitoxice și antisectice, asociat cu alimentație sănătoasă, leurda scade colesterolul și ajută la creșterea fluxului de sânge către organe cum păstrăm leurda, Leurda poate fi păstrată și folosită și în restul anotimpurilor, nu numai primăvara. Se pot face condimente, vin sau tinctură. Frunzele proaspete de leurdă se mărunțesc și se păstrează uscate și se pot folosi în sosuri, supe sau alte mâncăruri. Precauții leurda poate provoca stări de jenă sau ușoare crampe la persoanele cu colon sau stomac extrem de sensibil. Este contraindicat consumul de leurdă de către mamele care alăptează, deoarece aceasta transmite un gust neplăcut lactelui. Păstrați-vă sănătatea! Nu uitați să apreciați, să distribuiți canalul și să vă abonați!